Era Dita mai vaca care era să intre din plin în iubita mea. Trebuie să vedem, pentru că ce zice pe internet nu se pupă deloc cu ce e. Copilul ăsta tot apare în poză. Nu ne-a zis și se te ajută la noi, pur și simplu. În dimineața aceasta, da, este foarte dimineața, cred că este, nu e 8, ne-am pornit la drum. Vrem să mergem pe jos, foarte determinați, spre Hawa Mahal, cu speranța să facem niște poze, fără să fie cineva, sau să fie puțină lume, ca să putem să ne vedem doar noi în poze și să și intrăm la Hawa Mahal, pentru că am văzut că poți să intri și totuși să vin ai pur și să nu intri la acest monument faimos. E așa. Era în plan să intrăm, dar am zis să o lăsăm pe mai încolo. Acum auziți rugăciunea, mi se pare. Iar dimineața, cum este foarte gol pe drum, puteți vedea foarte ușor gunoaiele. Este plin de mizerie, dar din câte am văzut este de fiecare dată cineva care mătură, care strânge gunoaiele și am văzut că se reciclează foarte mult aici în Jaipur, chiar și în New Delhi. Chiar dacă nu vă vine să credeți în mod normal când vedeți toată mizeria care e, vă gândiți că nimănui nu-i pasă, nimeni nu se complică în legătură cu gunoaiele, dar se reciclează. Se face curat destul de des, dar pare că nu fac față. Și se vede că este dimineață și că încă nu ne funcționează așa de bine privirea, din cauza că invita mea era să facă un mic pupic unei zeități de aici. Era Dita mai vaca care era să intre din plin în iubita mea, pentru că vacile trec pe aici. Nu te uiți, te plimbi, te gândești, mă, ce faine pe afară, și deodată vezi că ți-ai o vacă în piept. Și am observat că ați început să complotați împotriva mea, că vreți vloguri mai lungi, împotriva mea din cauza că eu le editez și nu prea îmi sună bine. Dar vom încerca atunci când avem ce filma, vom face vloguri mai lungi. În mod normal este destul de complicat pentru că filmăm fiecare zi și nu poți să ai chestii noi în fiecare zi și să faci vloguri de 40-50 minute. Am reușit! Am ieșit învingător de la Hawa Mahal, am făcut niște poze. Acum vrem să mergem la cafeneaua care e acolo sus, să facem alte poze, pentru că am văzut alte poze pe internet și se vede mult mai bine și nici nu prea e multă lume. O să plătim o cafea sau un cappuccino sau ceva la suprapreț, asta e sigur, 100%. Dar mai avem de așteptat până deschide acest monument ca să putem să intrăm. Pentru că deschide la 9 și acum traversăm să mergem la cafenea. Ziceam noi că nu-i multă lume, dar de fapt e, sunt o groază de tuk-tukuri, mașini, motociclete care au apărut de oriunde. Iar problema este că s-a adunat și o groază de lume la Hawa Mahal și cumva nu mai aveai ce să faci acolo. După ora 8 deja e plin. Iar așa se prezintă view-ul de la această cafenea. Bineînțeles că ne-am luat și noi ceva ca să putem să stăm aici, că altfel cred că nu poți să stai, n-ai cum să vii doar să-ți faci poze și cam atâta. Doar că mă dați seama, cum am zis înainte, că e o cafea și un suc la suprapreț. Eu mi-am luat un cafea la tâi, iar iubitul meu și-a luat un Coca-Cola, n-avea chef de altceva. V-am zis, e răcit, încă nu i-a trecut, e în fundul patului el încă, cred că ar vrea să fie acolo. Iar eu pe cafea la tâi am dat 160 sau 170 de rupees. Și sucul lui parcă a fost 80, deci dați-vă seama doar așa, știind că o cafea la botele 30 de rupees. Bineînțeles, este în fața monumentului, când veniți aici trebuie să vă așteptați la niște prețuri mai scumpe, dar este normal, când vă duceți la Turn Eiffel, în cafenele care sunt acolo scumpe, așa este peste tot. Dar cum ziceam, încă mi se pare mic. Zici că l-a redus cineva, l-a făcut în miniatură. Iar și așa, cred că pozele de pe internet sunt făcute cu un obiectiv cu zoom. Pot să zic că e într-o stare foarte bună, asta este foarte important. Și mai avem puțin de așteptat, jumătate de oră și putem să intrăm și noi. Vom vedea cât e și acolo intrarea, că normal zice că e 50 de rupees pentru străini și 10 pentru indieni. Trebuie să vedem, pentru că ce zice pe internet nu se pupă deloc cu ce e
Fix acolo. Intrarea la monument nu se află aici. Trebuie să conturnați cumva și să o luați. Este un panou cu o săgeată. Noi l-am văzut înainte să ajungem, că noi ne gândeam că pe aici e intrarea, dar nu e deloc aici. Bărfașii ăștia, la fel ca în multe alte locuri acolo unde se câștigă mai mulți bani, nu prea investesc în cafenelele lor, pentru că și în Milano erau cafenele în jurul Domului, în Roma, lângă Coloseum. Și, mă rog, și în Franța, adică nu înseamnă că doar Italia are cafenele neîngrijite și prețuri mari. Nu știu, mi se pare o prostie că ei câștigă destul de mult și când vezi au niște mese de pe timpul lui bunicu și bunicu este destul de bătrân, așa de bătrân încât Dumnezeu să-l ierte, nici pe nivel igienă nu sunt senzațional, pentru că mesele astea zici că au fost șterse cu antigel, că s-au gândit, nu mai pun în combustibilul mașinii antigel, hai să șterg masa cu el, ca să nu înghețe masa. Adică se văd foarte multe urme. Masa, dacă ai pus mâna pe ea, inventezi o nouă boală, o nouă pandemie. Deci, aia e, ce să-i faci? Oricum, noi am venit mai mult să ne facem poze. De fapt, se fac iubitei mele, pentru că eu la ce mortăciune sunt acum de la răceală, eu pot să fac doar dansul ploii. Și porcăria asta de Diet Coke, deja v-ați prins că nu-mi place, că am spus că e porcărie. Deci e cea mai mare tâmpenie din lume. Mie nu prea îmi place cola în mod normal, dar Diet Coke? Diet Coke poți să dai la porci și după să te rogi pentru ei să supraviețuiască. Adică n-are nicio treabă cu nimic. Nu-i bun la gust. E, cum spuneam eu mai devreme, este pipi de șobolan. Ultima dată când am vorbit, cred că v-am zis că ne mai rămânea jumate de oră. Acum ne mai rămân 2 minute până deschidem monumentul. Încă suntem aici. Am făcut iarăși niște poze care au ieșit mult mai bine pentru că erau niște scări aici în spate. Am putut să punem aparatul cu aparatul. Am făcut de data asta. N-am făcut noi cu cămăruța asta sau cu telefonul. Și imediat o să mergem să intrăm. Dar vreau să vă zic că mi-am dat geaca jos. Am înghețat. Hawa Mahal în spatele meu. De fiecare dată trebuie să vă zic ceva și o să râdeți, cred că de mine. Da, eu tot timpul zic Mahawahal. Și câteodată m-am obișnuit să zic Mahawahal, încât cumva îmi vine și pe cameră să zic așa. Și după aia zic, stai că nu e așa, e Hawamahal. A, da, iubitul meu își bate joc de mine pentru că zice că am zis nu știu cât în spațiu de 2 secunde numele ăstuia de nu știu câte feluri. În mod normal, ca să găsiți intrarea spre Hawamahal, aveți un panou de genul și scrie Hawamahal, săgeată în partea asta și intrați pe aici și na, vă distrați. Și direct înainte să intrați, vă așteaptă la poartă ghizi. Am văzut că prețurile sunt acceptabile, totuși 400 de rupii pentru un ghid care vine cu voi, vă explică toată povestea Hawai Mahalului, sau cum îi spune locul ăsta, Hawamahal. Și tot ați auzit la noi vorba, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Aici scrie 202 pentru străini, 202 rupii, pentru indieni 52 și na, pentru studenți 102. Din câte am văzut noi pe net, scria 50 pentru turiști, dar mă rog. Da, și pe internet scria pentru foreigner, scria 50 și pentru ai lor. Creau 10, dar s-a fi scumpit, nu știu, inflația asta, inflamația asta. Da, cum zic unii. Ne-am mai văzut un mic ghiduț și ne-a zis că preț incredibil de mic, că dacă vreți să merg cu voi, că dacă nu mergeți cu ghid degeaba intrați, n-are niciun sens. Hai să intrăm degeaba. Și am intrat în sfârșit la Hawamahal, am plătit 202 rupees de persoană. Dacă vă luați de pe internet 200, 2 rupees. Noi ne-am bătut capul, am luat de aici. Și vreau să vă zic mai multe chestii despre acest palat, cunoscut și sub numele de Palatul Vânturilor. Palatul Vânturilor. Dădeau niște vânturi, cred că. Este o clădire pe 5 nivele, construită în 1799 din gresie roșie, sub forma coroanei lui Krishna. Geamurile palatului erau decorate cu zăvrele minuscule, printre care soțiile maharajahului puteau privi liniștite viața orașului, fără ca nimeni să le vadă. Însă haremul lui nu era constant aici, le aducea pe femei în acest palat când erau sărbători în oraș sau festivaluri. Palatul are puțin sub 1000 de ferestre care sunt realizate într-un mod care creează un sistem deosebit de ventilare. Asta înseamnă că vara, când este o caniculă enormă, înăuntru este răcoare. În același timp, geamurile nu depășesc mărimea unui cap omenesc. Iar tocmai la intrarea palatului avem o curte
cu o mică fântână, care acum nu este pornită. Sus avem un balcon care face tot turul, înconjoară toată această curte, iar în această curte avem foarte multe uși care duc spre foarte multe încăperi. Avem și un mic market acolo să ne luăm cafea, apă, suc. Și am intrat în prima încăpere și aici mi se pare că este încăperea în care femeile stăteau și se uitau pe geam. O să vă arăt acum. Uitați cât de mic poate fi un geam și acum vă bag pe geam. Voi puteți intra, dar eu nu pot. Ia uita. Hello! Nu este niciun mobilier în încăperile astea, dar pur și simplu poți să admiri și să vezi că e destul de bine întreținut. Iar aici am ajuns într-o încăpere cu foarte multe vitralii și cred că când bate soarele, se reflectă soarele foarte bine în aceste culori. Ia spune, iubitule, ce părere ai despre acest palat? Stați să-mi revin, deja că nu mai pot respira atât de bine, am îmbătrânit. Palatul arată frumos, nu vă așteptați să fie cel mai îngrijit din lume, adică arată încă destul de bine, dar se văd urme de lăbuțe umane peste tot. Și, da. Ce să zic, e o arhitectură super interesantă, aceste vitralii colorate sunt chiar faine, adică dacă vrei să vii să faci poze aici ca nemernicu, e super. Și văd că sunt foarte mulți domni, doamne, care se uită la noi. Deci, într-un fel, iei biletul, scrie acolo mic, cred că în condiții. Dacă vrei să vizitezi acest palat, trebuie să ai cel puțin 50 de indieni care se uită la tine. Poate cred că suntem televiziunea locală, cine știe. Eu sunt Salman Khan. Iar acum o să încerc să ies un pic aici, pe terasă. Da, aici pur și simplu poți să vezi fântâna de sus. Arată super frumos. Trebuie să-mi faci când dau drumul la roche, da? Iar aici aveți un fel de mini cort și am zis că cam la fiecare etaj aveți genul ăsta de corturi. Nu știu care este scopul lor. Arată super, super bine. E interesant stilul ăsta cu indieni, cu trăsura, cu cămile. Aici presupun că este o regină ceva. Nebună. O duce bine. Iar acum o să mă așez la geamul haremului Maharajahului. Am venit destul de devreme, chiar la deschidere, mi se pare că este totuși destul de gol. Na, nu vă așteptați la gol pentru India. Gol înseamnă 50 de oameni, 60 de oameni. Este chiar destul de gol. Dacă veneam, cred că după amiază era plin, full aici. Arată super frumos totuși. Curtea asta care e la etaj, la primul etaj, arată perfect. E super frumoasă. Iar așa arată această clădire. De la primul etaj am văzut că putem să urcăm și mai sus. Uitați totuși, stai să vă arăt. Uitați intimitatea pe care vă ziceam în India. Băiețelul ăla încă mai e cu bărbatul meu, se uita acolo, la ce face el? Practic era în cărcă, nu? Eu cred că pe aici oamenii uneori au o mică problemă cu capul. Chiar dacă par nesimțit, aia e. Noi treceam liniștiți și da, am început să facem poze, să te filmăm copilul ăsta, tot apare în poză. Toată problema e că era un domn, am văzut clar că a întors camera să fac un selfie cu noi. Fără să ne trebuie, fără nimic, s-a pus, a făcut un selfie de 2 bani și am zis direct, nu fă poze pe ascuns, dacă vrei poză, ceri, nu faci în modul ăsta. Și după el spune, yes, I want selfie. Și am zis că nu, în cazul ăsta cum ai reacționat, nu, mersi. Și, adică, metoda pe care a folosit el. Iar după, văd alt domn, un prieten de-a lui, care deodată filmează, dar trece așa cu camera spre noi. Adică, nu știu, omule, dacă vrei un selfie, cere. Am dreptul să refuz, asta e, dar nu fă poze pe ascuns. Mi se par cele mai tâmpite poze și totuși, pe ascuns, așa de pe ascuns, încât văd clar că vrea să facă poză cu noi. Adică eu vedeam ecranul lui și se vedea că el era în colțul din dreapta și noi ne vedeam, eram doar noi cu el, pe stânga, adică nu vedeai nimic altceva, nu era peisaj, nu era clădire, nu era absolut nimic, făcea poză cu noi. O prostie, calmați-vă nebunilor! Până la urmă acel copilaș a devenit super de treabă, ne-a făcut și el niște poze, i-am făcut și noi niște poze cu camera, ne-a dat WhatsApp-ul să le trimitem, s-a filmat cu camera, o să aveți niște cadre, cred că, cu camera,
cu el cum s-a filmat, a văzut ce este și vlogger, așa, i-a plăcut foarte mult și a zis că vrea cadrele alea și ne-a dat numărul lui de WhatsApp și o să-i le trimită iubitul meu diseară. Iar această poartă, mi-explicau niște domni de aici, că este are foarte multe detalii, are foarte multe flori înăuntru, de fapt flori, sculpturi din flori. Dacă vă uitați, aici sus are o coroană de flori. Iar cât m-am dus eu să-mi fac poze acolo cu chestia aia, încăperea aia roșie, văd că iubitul meu iarăși discută cu băiețelul ăla. Sunt prieteni acum, nu știu ce îi zice, să mergem sus. Habar n-am, nu știu dacă e cuplată, vom vedea dacă e cuplată. Aici, dacă stăm să ne gândim, este totuși o admirație bolnavă. Mie nu mi se pare normal, nu prea îmi place să fac poze cu oamenii, pentru că nu sunt superstar, nu-s vedetă, nu-s nimic, adică nu suport chestia asta. Dacă făceam ceva, dacă reușeam cumva să fiu Rihanna, Angelina Jolie sau nu știu cine, da, atunci veneam aici, era normal. Dar așa, nu. Și acum asta cineva cred că vrea poză. Juge vrea că să uită la noi. Cred că l-ați văzut de 100.000 de ori pe acel copilaj care tot venea după noi. Mi-a și dat numărul lui de WhatsApp că na, vrea să-i trimit o poză pe care am făcut-o aici. Și el e foarte prietenos, chiar dacă nu ne înțelegem aproape deloc, pentru că el vorbește hindi, eu vorbesc romanian. Prin semne, cumva, prin gesturi ne-am înțeles că decât mi-a explicat WhatsApp, nu știi, știi ce zic. Și de seară o să trimit pozele, pentru că a fost foarte prietenos, a stat după noi. Na, nu ne-am curcat niciodată, i-am arătat cum se folosește camera, că se uita așa la cameră, ca o găină, cu ochii pe parte, așa. După ce am trecut de zona aceea unde am stat cu acel copil de vorbă, ce să vezi, erau doi indieni și erau. Și te gândești, bă, ok, vezi niște oameni, nu știu, au ei admirația asta față de europeni, americani, occidentali, cum spune iubita mea. Bă, dar calmați-vă, nu e nevoie să fiți ca niște zombie. Ei se uită la tine de parcă n-au mai văzut așa ceva în viața lor și au turiști, au foarte mulți turiști. Nu-i nimic nou. Cred că de ani de zile tot îi vizitează oameni din toate țările. Ei încă sunt... Acum nu prea vă recomand să urcați în vârf de tot, pentru că astăzi, în momentul de față, la ora 9 și ceva, e foarte plin, n-ai loc să te miști, dovada, chiar acolo. Și nu-mi imaginez cum ar fi în timpul zilei sau duminică, pentru că nu, pur și simplu, n-ai spațiu, dar na, priveliștea este destul de ok și dacă o ai de mai jos, nu e nevoie să urci până aici în vârf de tot. Și problema e că nici nu prea poți să respiri, nu poți să faci un pas acolo pentru că e înghesuială foarte mare. Ce mi se pare interesant e că acum, după ce am plecat de acolo, din vârful acestui palat, e gol. De fapt, mai sunt câțiva oameni, dar e spațiu. Deci, uitați tot ce v-am zis înainte, găsiți un mic loc dacă vreți să urcați, să vedeți priveliștea Jaipurului, doar că vedeți prin geamurile alea mici, prin vitraliile alea cât capul uman, așa că nu vă așteptați să puteți să vedeți prea bine Jaipurul. Nu știu cât se poate vedea, dar acolo, la acea cafenea am fost noi azi dimineață, de fapt acum o oră și ceva. E o nebunie acum, deci tot drumul este foarte aglomerat, știind că acum o oră jumătate treceam o mașină de când în când. Știu că v-am spus că oamenii de ei sunt foarte prietenoși și foarte ok. Încă sunt foarte prietenoși și foarte ok, doar că ăștia cu selfie-urile au o problemă mare și se mai și uită în cameră așa frumos. Hai că am și o chestie penibilă acum. Este această doamnă care se asigură că rudele ei o filmează în timp ce ea donează, dă niște bani aici. Cea mai bună chestie. Așa funcționează în ziua de azi. Bunătatea trebuie filmată neapărat. Că vorba aia, dacă nu arăți că ai dat un ban cuiva, păi de ce ai făcut-o? Trebuie să știe toată lumea că tu ești bun, că ești foarte, foarte bun la suflet și că dai bani tuturor, că viața este perfectă datorită ție. Iar aici aveți o mică cameră în care aveți o machetă a Hawa Mahalului. Sau Hawaii Mahal. Iar acest domn este masculul alfa care avea miliarde de femei și le aducea aici
să le ascundă de lume. Îl cheamă Pratap Mandir, Maharaja Sawai Pratap Singh. Da, asta scrie aici pe panou, adică eu nu vă mint, chiar asta scrie. Exit. Noi voiam să ieșim, dar pare că turul nu este gata, pentru că aici mai aveți o galerie de sculpturi, dar am atins așa cu vârful degetului, nu pipăi sculpturile, că nu vreau să le deteriorez cu mâinuțele mele urâte. Iar sculpturile se prezintă cam așa și aveți de desubt în hindi și în engleză explicația. Iar în colțul ăsta a palatului nu este nimeni! Am găsit un loc fără oameni în India, în Jaipur. Nu vine să cred că pot să zic asta, că nu este nimeni aici, niciun om, nici urmă de om. Suntem foarte doar bine. Noi doi. Ne făceam poze și aici suntem cumva la o mansardă, iar jos e o curte. Altă curte, nu aia principală, altă curte. Și noi ne făceam poze. Deci vedeam jos și era un om, care l-am mai văzut de nu știu câte ori, care, ăla care v-am zis eu că... Care scolba gura deschisă. Eu v-am zis că eu cred că el voia poză, nu știa cum să ne zică în engleză, așa că nu ne-a zis. Și se te-a uitat la noi, pur și simplu. Și cred că ne-a mai filmat el așa pe ascuns de nu știu câte ori, că n-am văzut. Și a fost amuzant că el ne filma de jos, el ne filma în sus. Oba, da. Nu știu dacă puteți să auziți răcnetul claxoanelor de afară, din afara palatului. Eu deja mă pregătesc așa, mental, fizic, omenește, să pot să accept gălăgia aia. Părerea mea este totuși că acest palat merită. Chiar merită, are o groază de camere, încăperi, grădini. Pentru prețul pe care îl plătiți, 202 rupii de persoană, chiar merită. Iar în timp ce iubita mea filma, am văzut cum băiat făcea dansul ploii în spatele nostru pentru că voia să apară pe video. Și am ieșit învingător. Acum o să mergem până la un market, trebuie să ne luăm. Am văzut că au pâine, am văzut că au Nutella. Să ne facem niște sandwich-uri cu Nutella, pentru că e o poftă de ciocolată și ciocolată așa de dimineață, că dacă îți cumperi o tabletă de ciocolată, de obicei o termin pe moment, așa că na, Nutella ține vreo 2-3 zile, la cât mănânc eu. Eu mâncam cu lingura când eram mic. Iar acum puteți vedea contrastul între astăzi de dimineață, unde era gol, și acum, unde deja este foarte multă lume, tarabele astea sunt toate deschise, mirosul de aer poluat revine. Bună seara! Suntem la restaurant și am zis să încercăm ceva tradițional indian. Se numește Jera. Alo? Da, mă sună cineva. Nu, așa e numele. Și această mâncare este făcută din cartofi fierți cu chimeni. Asta este ingredientul principal. Ideea este că zici că este o tocană. Stai să vă arăt. Burbucește aici. Borburăsește. Ne-am luat iarăși două plen roti care sunt acolo, fierbinți. Credeți-mă pe cuvânt că ele chiar sunt acolo. Două Coca-Cola. Și acum o să mâncăm, că ne este o foame de murim. No, bună seara! Noi am terminat de mâncat. Mâncarea a fost foarte bună. Chiar plăcut, impresionați. N-a vegetarian. Fost iute, adică da. Știe domnul de aici deja că nu ne place, nu suportăm iute. Oricum toată lumea spune no spicy sau medium. Da, să fie când puțin întrebat, au venit, au ajuns alții și ne-au întrebat dacă aici... Irlandezi. Că ziceau că dacă mediu aici e foarte iute sau nu. Și am zis că e foarte iute. Mediu aici e... Exagerat de iute. Exagerat. Noi nu cunoaștem deja... ce e mediu în Europa. Aici ne-a costat 385 de rupees în seara aceasta, mâncare delicioasă, recomandăm, mai mâncăm și mâine, cred că. Era, pentru mine, eu am asimilat-o ca o tocană, da. Dar nu e același gust pe care îl cunoaștem noi. O tocană noi, fără sos. Pentru că noi, într-un fel, cunoaștem, punem sos de roșii, punem bulion, punem o grază de chestii și o facem... Sos de tomate. Iar ei o fac mai mult chiar în condimente, adică nu e niciun sos, dar e chimeni și alte condimente pe care le pun. Nu, cred că ne-au scos toate condimentele. Iuți că au zis ăștia n-au. Se pare că ei aici pun la sfârșit condimentele, așa că pregătesc mâncarea normală pentru toată lumea și după te întreabă, vrei iute, nu vrei iute și cred că de asta e așa. Acum haideți să trecem la alt subiect scurt și după vă lăsăm în legătură cu indienii, pentru că azi, de fapt de obicei, am văzut că indienii parcă au o obsesie față de occidentali. Admirație, nu știu. Dar o obsesie urâtă, adică o obsesie așa bolnavă, da. Pentru că oamenii ăștia nu știu.
Eu înțeleg, poate să fii uimit că vezi un străin, dar au niște reacții, pe toți vezi așa. Se uită la tine. Ați văzut, în de fiecare suflet. Dată când făceam, ne filmam, se întorceau toți, se uitau. Da. Când te mai filmezi, apar și ei, unii se uită. Ceea ce nu e neapărat o problemă, doar că ei se uită foarte dubios. Adică, nu știu dacă ați văzut criminali în serie care se uită așa, ca și cum te-ar devora. Așa se uită ei. Da. Și nu cu răutate, pentru că dacă te bagi, le spui hello, deodată zâmbești, ah, hello. Cea mai mare problemă este faza că îți fac poze pe ascuns sau filmări sau, da. Pe ascuns. Încă că se uită ei așa și noi poate înțelegem ca și cum e nume de rău, dar da. Poate la ei nu e nume de rău. De admirație. De admirație sau chiar mi se pare o prostie să admire, suntem oameni toți. Da, și e ciudat, pentru că au turiști de foarte mult timp, adică ei ar trebui să fie obișnuiți cu turiști, n-ar trebui să mai aibă reacțiile astea, dar eu am văzut că până și copiii de mici sunt obișnuiți să facă aceleași chestii. Azi, doi copii care aveau 5-7 ani maxim, treceau pe lângă mine cu camera, așa mi-a băgat în față să mă filmeze. Adică nu-i văd scopul, nu văd ce am eu special sau ce au alți turiști special. Sau unii se prefac că filmează peisajul și hop, deodată se opresc la tine și stau mai multe secunde și după aia iarăși vezi, continuu. Le vezi pe ecranul lor da. Că te filmează pe tine, ești singur acolo un sau, cadru. Sau, pur și simplu, camera e îndreptată spre peisaj, filmează peisajul, s-a oprit la tine, stau câteva secunde și după aia trec și celelalte chestii pe care le filmează durează foarte puțin, dar la tine se opresc, știi, adică... Mi se pare că e, nu funcționează nu bine știu, aici. E nașpa, pentru că nu vreau să ajung nu știu unde pe internet și e și faza, eu îi ziceam lui, dar ce, oare au de mici un folder cu toți străinii, nu știu, străini, foreigner acolo și pun tot. Și de fiecare dată mi-am schimbat iubita, mi-am schimbat mama, mi-am schimbat tatăl. Da. Nu știu, adică nu înțeleg care e chestia asta și știu că se mai practică chestia asta și spre China... Tot în Asia. Zonele în Asia eu cred că e o problemă generală cu asta. Și voiam să vă spun în legătură cu tot subiectul ăsta e că... Se aud bubuituri afară. E că ei au... ăia care vin să-ți propună să faci un selfie cu ei, sunt ok. Chiar dacă sunt enervanți, iar sunt ok. Te întreabă. Dar ăia care fac poze sau filmează pe ascuns sunt deranjanți și mă întrebam astăzi cam... Iar pocnește. Totuși, avem noroc că n-am dat de perverși de oameni care să încerce să facă poze pe sub fuste. Adică am avut doar două situații în care un copil a atins-o pe iubita mea și un domn la Taj Mahal m-a prins pe mine așa de spate și parcă să mă simtă și a fost acceptabil, dar... Da, să zicem că e o pasiune bolnavă. Nu e ceva greșit în capul lor. Habar n-am. Dacă știți, uite, asta o să fie întrebarea zilei. Știți ceva despre chestia asta? Nu știu. Da, informații mai detaliate. Pozele... De ce fac asta? De ce pasiunea asta? De ce atracția asta pentru occidentali? Habar n-am. Da. De ce? Asta de e ce? Întrebarea. Nu uitați să dați acum un like. Acum mergem să ne batem, să ne batem și noi acolo cu petarde. Abonați-vă, dați un like. Ne și auzim răspundeți la întrebarea. Mâine cu un nou vlog. Pa. Noapte bună și Domnul fie cu voi.